vezi de ce asta fac? Va fi un meci foarte greu. Iașul au o echipă foarte bună, un antrenor experimentat. Cred că își vor dori și ei victoria, au nevoie de puncte, însă noi mergem cu gândul la victorie și vom încerca să facem un meci foarte bun. 3 meciuri în acest sezon împotriva lor, toate câștigate de voi. Va fi diferit? Cum crezi că va fi diferit acest joc? Cu siguranță va fi diferit pentru că ei au nevoie de puncte, însă încercăm să menținem această linie și să câștigăm. Voi veniți după o serie foarte bună, 5 partide la rând, fără eșec, un moral bun în plus. Sigur, suntem mai liniștiți, încercăm să ne facem jocul la fiecare meci, să marcăm cât mai multe goluri și să terminăm play-out-ul cu bine. Andrei, un nou meci pentru voi, în deplasare cu Poltenica Iași, cum vezi acest meci? Un meci greu cu o echipă cu foarte multă experiență. Mergem acolo cu gândul să luăm cele 3 puncte și sperăm să ne întoarcem la Constanța victorioși. Victorioși ați fost și în ultimele întâlniri directe. Crezi că va fi diferit jocul din punct de vedere al importanței punctelor? Nu, fiecare meci va fi greu cum a fost până acum. Noi trebuie să ne facem treaba cât mai bine pe teren, să ne facem jocul și cu siguranță vom obține cele 3 puncte. O echipă experimentată, cu mulți jucători cu experiență, atât în apărare cât și în atac, Cristian Lucasen. Da, o echipă cu experiență, foarte multă experiență. Ei se bat să se salveze de la retrogradare. Ne bucură faptul că noi avem o liniște în plus, că matematic suntem salvați de la retrogradare, dar tot cu gândul să luăm cele 3 puncte vom merge la Iași. Voi sunteți în ritmul pe care vi-l doreați după toată această pauză? Nu suntem încă 100%, dar mai avem de muncit și sperăm că până începe sezonul viitor să ne punem pe picioare foarte bine. Care ar fi obiectivul vostru așa pentru cele 5 meciuri care au mai rămas? Să facem 15 puncte, toate meciurile să le câștigăm și după aia să ne pregătim în alea 2 săptămâni până începe noul campionat și să începem cât mai bine campionatul.